Primăria Municipiului Călăraș implementează în calitate de partener proiectul cu titlul Îmbunătățirea siguranței navigabilității pe fluviul Dunărea în regiunea transfrontalieră Călăraș-Silistra, Consiliul Județean fiind lider de proiect. Într-un cât, amplasamentul proiectului vizează suprafețe de teren situate pe malul stâng al brațului Borcea, care nu mai fac obiectul unui acord de ocupare temporară a domeniului public sau privat al acestuia, primăria călăraș transmite celor care dețin construcție în zonă ca o la dispoziție data de 31 martie să lase terenurile libere de sarcini. Conform prevederilor stipulate în proiect, lucrările de construcție vor începe în acest an. În caz contrar, eliberarea terenului va fi efectuată de autoritatea publică locală pe propria cheltuială, urmând ca primăria municipiului Călăraș să-și recupereze sumele pentru evacuare.